Clipe de panică pentru locatarii unui bloc din sectorul Râșcani al capitalei. Aceștia au fost nevoiți să-și părăsească locuințele după ce un apartament de la etajul 3 a fost cuprins de flăcări. Totul a avut loc în după amiaza de 17 martie pe strada Miron Costin. Pompierii au fost alertați despre caz în jurul orei 13:40, iar la fața locului s-au deplasat două echipaje specializate. Salvatorii au stabilit că balconul și bucătăria locuinței ard cu flacăre deschise. Salvatorii au reușit localizarea arderii la ora 14, iar după încă jumătate de oră, focul a fost stins complet, fără a obține răspândire. În zona s-a produs incendiu este un balcon, cu răspândire la bucătărie. Suprafața a fost de 10 metri pătrați. A fost afectat bunuri materiale din interiorul bucătăriei, mobilier, care au obiecte personale. Din fericire, în urma incendiului, nimeni nu a avut de suferit, iar focul nu a reușit să se răspândească și la alte apartamente din acel bloc locativ. Mai mult, datorită intervenției operative a pompierilor, celelalte odăi din apartament nu au fost afectate de ardere. Preliminar, spun pompierii, focul ar fi izbucnit de la o microundă electrică lăsată la balcon. Cauza exactă, dar și toate circumstanțele vor fi stabilite de specialiști.